cele mai înalte culme ale județului Iași, în comuna Mironeasa, la aproximativ 30 de kilometri de capitala Moldovei, se află una din cele mai frumoase așezări monahale din țara noastră. Mănăstirea Hadâmbu, potrivit monografiei alcătuită în anul 2015 de către înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pe vremea slujirii ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a fost construită în apropierea unei vetre monahale mai vechi, în timpul domnitorului Gheorghe Ghica Vodă, între 1658 și 1659. Ctitorul așezării monahale, Ian Imanu, zis Hadâmbu, adică Enucul, era un grec originar din Epir, fiul lui Stamate Manu, postelnic la curtea lui Vasile Lupu. Ctitorul a ridicat din temelii mănăstire lângă vechiul schid de lemn, construind din piatră și zidurile cetății fortificate. Biserica a fost sfințită pe 8 septembrie 1659 de Mitropolitul Gedeon. Mănăstirea Hadâmbu a fost închinată Bisericii Sfântului Mormânt de la Ierusalim prin punerea ei sub ascultarea Mănăstirii Sfântul Sava și Mănăstirii Galata din orașul Iași. Până în 1864, mănăstirea s-a numărat între așezările monahale românești închinate Patriarhiei Ierusalimului. A avut foarte multe proprietăți ce constau din peste 25 de sate, vii, livezi, prisăți și dughene pe ulițele Iașului. În urma jafurilor și a secularizării mănăstirești a ajuns un schid părăsit. În 1937, eromonahul Iohă Mazilu, care a trăit între anii 1881 și 1974, a reînviorat viața monahală. La rugămintea eromonahului Iohă Mazilu, părintele Octavian Zmău din Roman, județul Neamț, a pictat în anul 1938 icoana Maicii Domnului Acționița cu pruncul în brațe, numită de către pelerini Făcătoarea de Minuni. Aceasta deoarece în repetate rânduri a izvorât mir sub privirile credincioșilor, mulți dintre bolnavi vindecându-se în chip minunat după ce s-au rugat în fața icoanei. În urma decretului 410 din 1959, așezarea monahală din Dealul Mare, alături de alte zeci de mănăstiri și schituri, a fost desfințată. Părintele Iov Mazilu s-a împotrivit regimului comunist, părăsind cu greu așezământul monastic. Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului a rămas în străvechiul locaș timp de 3 decenii. În anul 1990, din încredințarea prefericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a fost numit stareț al mănăstirii ieromonahul Nicodim Gheorghiță. Pe 4 martie 1990, monahul Nicodim a fost sirotonit ierodiacon de către arhiepiscopul Pimen în Catedrala Mitropolitană din Iași. Pe 11 martie, același an, în duminica a doua din post a Sfântului Grigore Palama, a fost sirotonit ieromonah în Biserica Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou, actuala Catedrală Arhiepiscopală din Suceava. După o practică de o săptămână, arhiepiscopul Pimen i-a încredințat ascultarea de a redeschide schitul Hadâmbu din județul Iași. Prima sfântă liturghie în așezarea din Dealul Mare, după 33 de ani, a fost oficiată pe 25 martie de Sărbătoarea Bunei Vestiri. Această frumoasă mănăstire, această cetate, care arăta așa cum arăta ca după război, să spunem. Ei bine, în trecut, să spun, când am venit aici, cu binecuvântarea în primul rând al lui Dumnezeu, Dumnezeu știe atât de frumos să le așeze pe toate. În vremea aceea, fiind episcop vicar în al preasfințitul primul al Sucevii Rădăuțului, Dumnezeu să le să-l odihnească. Bună zi, mi-a zis că sunteți prezinți la catedrală, că am să spun ceva. Eu atunci, fiind pe vremea aceea, chiar după Revoluție 90, cu ascultarea la stăresie în Sfânta Mănăstire Cetățuia, fiind ucenicul Preacuvios Părinte Exar Mitrofan Băltuță, Dumnezeu să-l odihnească și pe Sfinția sa. Și atunci m-a chemat la Mitropolie și mi-a spus doar două cuvinte. Știi de ce te fac preot? Eu tremuram, aveam emoții, zic că preasfinția voastră, de unde să știu? În Duminica Ortodoxiei am fost hirotonit în diacon la Sfânta Catedrală, Sfânta Preacuvioasă, mult milostiv Parascheva.
și apoi pe 20 care am fost hierodonit în preot, la Sfântul Ioan de la Suceava, de Sfântul Grigorie Palama. Bine am spus că Dumnezeu le așează pe toate la locul lor. E bine, despre acest loc care a fost anemănui, se știa nimic despre această mănăstire, în alt preasfințitul, când se înceapă hierotonia, Sfânta Liturghie, mi-a zis măcar 3 ani de zile să faci ascultare și să te duci la mănăstirea Adâmbă, să redeschizi o mănăstire, un monument istoric, o mănăstire părăsită. Atât doar aceste cuvinte m-a hierotonit. Practic, doar o săptămână am făcut, era chiar în Săptămâna Mare. Și după o săptămână, preasfințitul a zis, e bine, ar cam trebui să te duci spre mănăstirea Hadâmbu. Dar nici n-am avut timp să întreb adresa, unde este mănăstirea, unde... E bine, eu mi-am dorit foarte mult și chiar când am depus votul monahal la mănăstirea Putna, să redeschid o mănăstire, un monument istoric, o mănăstire părăsită, să o readuc la o nouă viață. Și Maica Domnului mi-a redeschis această cale, așa am ajuns eu în această mănăstire care, iarăși mă reîntorc, arăta ca după război. Ori n-am avut unde, în primul rând, să-mi plec capul. Am venit pe jos de la Mogoșești, întrebând pe unii pe alții, răspunsul era, ce mănăstire vrei, părinte? Că acolo este un zid vechi, doar atât. N-ai unde să-ți pleci capul, n-ai unde să locuiești, nu s-a slujit atâția ani de zile, nu știu despre ce mănăstire vorbiți. Și am ajuns pe jos, încetul cu încetul, rețin că am intrat prin cimitirul mănăstirii, când am văzut locul acesta care, cum arăta, acum dacă mă reîntorc și întorc ani înapoi, 32 de ani, primul cuvânt care l-am rostit și cu căință și mă căiesc tot restul vieții, văzând această cetate părăsită și cum arăta acest loc, am zis, măicuța Domnului, ce păcate am făcut, eu m-am adus în acest loc. Fără să-mi dau seama că în biserica monument, care arăta cum arăta ușa bisericii pe timpul acela, era o comoară, să spun o comoară, icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, care, întrebând pe unii pe alții, la cine găsesc o cheie să deschidă acea ușă care are două lacăte, nu e slujit nimeni atâția ani de zile, decât o bunicuță din schid, care din când în când, sau la hramul mănăstirii, mai bine au credincioșii, săvârșim preotul Sfânta Dumnezească liturghie. Și când am intrat în bisericuța monument, fără să știu că este icoana făcătoare a Maicuții Domnului, Maica Domnului este pentru tine, de fapt, și toate icoanele Maicii Domnului făcătoare de minuni, m-am așezat în genunchi și, într-adevăr, am stat acolo jumătate de oră, plângând și cerând binecuvântarea Maicii Domnului să văd încotro, să o apuc și dacă voi rezista în acest sfânt așezământ care, timp de 33 de ani, n-a fost niciun bețuitor, n-a fost nimic. Dumnezeu, am venit la această mănăstire părăsită timp de 33 de ani și ajutorul creștinilor, bineînțeles, am făcut un corp de clădiri pentru închinători, monahi, viețuitori acestei sfinte mănăstiri. N-am găsit nimic aici, a fost părăsit. Cât am stat aici, am lucrat cu dragoste, cu credință. Vine lumea duminică la slujbă? Vine foarte multă lume. Închinători din Iași, din alte părți, Săbana, Voinești, Mogoșești. Am avut toată credința în Dumnezeu prima dată, apoi în gădincioși care sunt tot timpul cu ei, ajutându-i unii pe alții, fiindcă întâi ajutorul este la Dumnezeu, apoi cu ajutorul binecredincioșului creștin să ține și o biserică, o mănăstire săracă. Tot coincidim și facem ceea ce facem acum. O măicuța noastră, te rugăm fierbinte să ne asculți de-a pururi marea rugăminte. Nu ne lăsa, măicuță, să perim pe cale, că
noi suntem fii lacrimilor tale. Nu ne lăsa, Măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Călători pe marea veșnic tulburată, noi ne-am pus în tine și nădejdea toată. Gândul meu a fost prima dată să mă reîntorc în Dulcea Bucovină, unde m-am născut și crescut, știind că oamenii, nu numai din Bucovina, peste tot Dumnezeu are ales și Lui, să ceră un ajutor. Și din rușine aminte înapoi, fără niciun ajutor. Și gândul meu a fost să mă duc prin satul vecin și am zis, Maica Domnului, dacă ai să-mi scoți un credincios, o credincioasă, să-mi dea măcar o pătură și o pernă. Cine va ieși la poartă, acela înseamnă că tu l-ai povăsit să-mi dea acest dar. Și îmi readuc bine aminte, ești o bătrânică foarte bucuroasă, cum se spune în zona aceasta, să-l dreapta părinte, pe cine căutați. Și a spus, sunt în schitul acesta care trebuie să-l deschid și uitați, am venit după un ajutor. Cu mare bucurie am primit o pătură și o pernă și prima căsuța mea a fost turnul acela. Noi suntem fii lacrimilor tale. Ei bine, acea chiriuță de jos, spuneau bătrânii că a fost cămara părintelui Iov, fostul stariț, Iov Mazilu. Sfinția sa avea chiriuța sus, iar jos avea cămăruța. Și normal că acolo nu avea nimic, era înainte de Paști, că prima sfântă liturghie a însăvârșit-o de bună vestire, pe 25 martie, și atunci m-am rugat de credincioșii din zonă să înlipească cumva cu pământ, cu ce poate, să îmbărească acel turnișor, acea chiliuță, să am unde să-mi plec capul. Și vreau să vă spun că în învierea Domnului, acolo am făcut-o, dar mai bine spus, timp de un an de zile, am locuit în acea chiliuță, unde aveam un godin, unde făceam puțin foc și doar un pat și o măsuță mică. Prima căsuța mea. Asta e prima căsuța mea din 90, când am redeschis mănăstirea. Acolo aveam un godin, o sobă care era făcută de foști monași, hornul frumos prin zid acolo, un pătuț și aici am stat timp de un an de zile, până în vederea Domnului aici am făcut-o până la urmă, în această chiliuță. S-a întâmplat o minune, dacă vă uitați bine, icoana este copii din Sfântul Munte, de la Sfântul Amăzător, dar în timpul chiar de bobotează, de Sfântul Amăzătorul, icoana se afla într-o strană în pridvorul monumentului istoric. Și erau mersurile de Părinte Viorel Sevastie și mai câțiva preoți de față, când a curs Sfântul Mir din chipul Sfântului Ioan Botezătorul. Și preasfințitorul, aflând asta, minunea asta, și s-a întâmplat de trei ori, dar a curs Mir din icoana Sfântului Ioan Botezătorul. Și preasfințitorul, hai să-i facem un paraclis, cum se spune, chiliuța Sfântului Ioan Botezătorul. Deci în fiecare zi, la ora 14, la ora 2, se rostește acatistul Sfântului Ioan Botezătorul. De atunci a rămas și este considerată icoana Făcătoarei Lumini, care lumea are o mare evlavie venind de la icoana Făcătoarei Lumini din Bisericuța Monument, stând la rând și la Sfântul Ioan Botezătorul. Aici vă spuneam că a fost camara fostului stareț. El locuia sus, în chiliuța de aici. Și lui pelerinii credincioșii prin ograda mănăstirii, iar Sfinția sa propovădea, predica de acolo. Și venea securitatea și îi împrăștia și se ascundea în pădure.
lumea toată, după ce pleca secretate, iarăși venea din nou. Se făcea foarte multă slujbă de noapte. Nu întâmplător am băgat rândeala în Sfânta noastră mănăstire de peste 32 de ani, se slujește mezi de noapte. Fericit bărbatul, aleluia, care de n-a umblat sfatul necredincioșilor. Întâlnire cu Părintele Stareț Nicodim am avut-o la un Sfânt Ioan, la un fost fiu duhovnicesc al lui Părintele, Cosma Ion de la Negrești. Acolo l-am întâlnit prima dată, după care până atunci nu fusesem niciodată la mănăstire. De atunci am venit în continuare. Sincer să fiu, la vremea aceea avem nevoie de o țară de liniște și nu prea-mi găsăm eu liniștea, motiv pentru care a fost binevenită întâlnirea cu părintele și cu părinții de la Hadâmbu. Atunci l-am cunoscut și părintele Gheronțe și părintele Iorest, cred că părintele Arsenii, după care am venit permanent la mănăstire. Ulterior am încercat să mă integrez în viața de sâmbata, duminica la mănăstiri. Permanent am venit, avem o istorie foarte frumoasă, a trecut mult timp de atunci, eram mult mai tânăr și atunci aveam mult mai multă energie, dar întâlnirea cu părintele a produs multe lucruri bune. Când a venit Părintele Stareț aici, era o ruină. Nu avea unde să stea, locuia undeva icoana Sfântului Ioan Botezătorul, în zidul cealaltă, avea un pătut și locuia acolo. Dar hărnicia dumnealui, felul de a organiza, chiar și cei puțini, văduvi, oameni de afaceri care au venit și au mai dat, au avut puterea de a susține, părintele a făcut acest loc o lucrare, putem spune, dumnezeiască, o arhitectură foarte frumoasă, care va dăinui peste ani și ani. Părintele Stareț avea 26 de ani când a venit aici, iar eu cred că am fost printre primii credincioși care am ajuns aici, datorită unui necaz foarte mare, mama mea fiind bolnavă și căutam atunci o salvare pentru a o scăpa. De atunci am rămas fii duhovnicești a Părintelui Stareț. A fost pentru noi ca un ghid, ca un învățător, atât în credință cât și în viața de zi cu zi. Am avut foarte multe îndrumări și susțineri, pot să spun, în funcția mea de primar. Așa am început ascultarea, fiindcă ascultarea este sacră de altfel, și cu binecuvântarea lui Dumnezeu trebuie să recunosc că am cârtit, că eram neputincios și nepregătit, să spun, la vârsta mea. Am apărut aici la vârsta de 26 de ani, văzând că n-am niciun ajutor, niciun sprijin de necăieri. Am ieșit în ograda mănăstirii și m-am pus pe cioată. Plângând așa, m-a dormit. Și deodată mă trezesc cu o mână pe umărul meu. Un bătrân, să spun peste 80 de ani, care m-a sculat, m-a ridicat: părinte, Doamne ajută, sărut dreapta, ați venit la noi să ne deschideți această mănăstire care a fost a nimănui? Cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că da, dar nu știu dacă am să pot să mai rămân, fiindcă nu am cu ce să fac aici o căsuță, chiliuță, în biserică ploua, spuneau din trecut că era crescut un copac în Sfântul Altar. Și atunci m-a îmbărbătat, să spunem, acest bătrân, acest bunicuț, care a avut 15 copii. Vă promit, părinte, că prima pensia mea, care o iau, vă dau o mănăstire
și am semin cu hârlețul și lopata în fiecare zi la mănăstire să vă ajut să începeți o chiliuță aici. Așa a fost, Dumnezeu să-L odihnească, m-a ajutat, m-a sprijinit și am început cu acest creștin adevărat, necăjit să spunem, căsuța din incinta mănăstirii, care nu arată cum arată acum, așa cum am avut eu posibilitate în vremea aceea. Cu voia și cu lucrarea Sfintei Treimi, Batra monahală din dealul mare, prin mijlocirea ta născătoare de Dumnezeu, are înviat și zidurile cele părăsite odinioare, a fost tocmite din nou și mai mult înfrumusețate, iar dinpreună cu ele și sufletele credincioșilor, de aceea toți cei care vin îți cântă așa. Bucură-te că obște nouă în mănăstirea ai adunat, bucură-te că lucrarea lor de la început i-ai ajutat. Bucură-te că în încercări și în ispite pe părinți nu i-ai părăsit, bucură-te că aceștia în ceasuri de cumpănă nu au deznădăjduit. Bucură-te că în semn de recunoștință catedrală ți-au clădit. Bucură-te că biserică nouă acoperământului tău s-a zidit. Bucură-te că la sfințirea ei împreună cu soborul de arhierei te-ai bucurat. Bucură-te că și casă monahală numită Arhondaric s-a ridicat. Bucură-te că așezământul cu pecetea ta a fost însemnat. Bucură-te că de oameni blavioși a fost înfrumusețat. Bucură-te că multe troițe pe dealul mare lui Hristos s-au ridicat. Bucură-te că astfel la drumul crucii credincioșii cugetă neîncetat. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, ajutat de obștea monahală, de ctitori și de pelerini, a reușit să reabiliteze străvechiul monument și să construiască alte edificii care completează ansamblul monahal. Altarul de vară, izvorul tămăduirii, clopotnița veche, sfântul proroc Ilie Tezviteanul, muzeul ieromonahul Iov Mazilu, stăreția cu viosul Arsenie cel Mare, biserica acoperământul Maicii Domnului, arhondaricul Sfântul Serafim de Sarov, magazinul bisericesc Sfântul Nicodim de la Tismana, făișorul Sfântul Ioan Evanghelistul, brutăria Sfinții Împărați Constantin și Elena, parcul Bucuria Copiilor, monumentul Maica Domnului Ocrotitoare a României, așezământul social caritabil Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv și clopotnița nouă, soborul tuturor sfinților ce cuprinde 13 clopote realizate la o fabrică din Germania. În același timp, pe dealul din apropierea așezării monahale se află 14 troițe și poarta Bucuria Crucii, înălțate de ctitor la îndemnul preacuvioșiei sale. Aici se realizează două pelerinaje de an în Sfânta și Marea Joi din Săptămâna Patimilor și la înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie. Cunoscută pentru minunile pe care le-a săvârșit de-a lungul anilor, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului este cinstită la mănăstirea Hadâmbu. Aceasta este scoasă în procesiune la adormirea Maicii Domnului, la nașterea Maicii Domnului și la înălțarea Sfintei Cruci. Și prima minune a Maicii Domnului se întâmplă în 1992 de bobotează, când din ochiul stâng al Maicii Domnului începe să izvorească Sfântul Mir. Mai târziu, în 1993, din numărul stâng al Maicii Domnului începe să izvorească Sfântul Mir. Și ceva mai târziu, în anul 1995, din mitra Mântuitorului, adică din coroana împărătească a Domnului nostru Iisus Hristos, a început să izvorească 3 izvorașe de Sfânt Mir. Și începând cu același an deseori, chiar săptămânal o izvoră Sfântul Mir din această sfântă icoană. În mai multe parohii și mănăstiri din țara noastră, icoana Maicii Domnului a poposit pentru ca oamenii să aibă prilejul să o cinstească pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Să-i
an, principalele hramuri ale mănăstirii Hadâmbu adună mii de pelerini din țară și din străinătate. Oamenii participă la sfintele slujbe cu evlavie, se închină la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului și la celelalte odoare de mare preț. În același timp caută să împlinească îndemnurile părintelui stareț de păstrare a credinței ortodoxe. Am început cu foarte puțini credincioși, că cine știa despre acest loc care era doar o ruină, și mai avem mărturie vie aceste ziduri până la urmă și monumentul până la acoperiș. Și atunci au venit câțiva, 15-20, cum venea în timpul acela, și, ei bine, tot Maica Domnului a lucrat atât de frumos, fiindcă îmi readuc aminte, dacă ați auzit de un părinte cu viață îmbunătățită, Eroschimonahul Chesare, de la Sfânta Mănăstire Putna, care era să se spovedea la Pentecleopa, Cleopa, trebuie să-i mulțumim Dumnezeu că am fost ucenicul Sfinției sale. Când l-am întrebat ce am să fac eu în acel loc părăsit, a făcut o vizită și când a intrat pe poarta mănăstirii, suspina și plângea: Doamne, ce loc sacru aveți aici! Părinte Nicodim, pe ce călcați voi, nu știți? Călcați pe sfinți! Și a plâns până a intrat în monumentul istoric. Și la plecarea spus: Părinte, cred că n-am să mai rezist aici. Începusem chiliuțele de acolo, știu că l-am primit în căsuța aia, aveam pături prin geamuri, să nu pleci nicăieri, să faci ascultare, că Măicuța Domnului se va aduce o mare binecuvântare în locul acesta. Iar la cetăția părinții Teofan, Dumnezeu să-l ierte, a zis că să te duci la Hadâmbu și laudă lui Dumnezeu, ceea ce vă spun acum, că o să aducă Maica Domnului popor foarte mult. Și ai știuți în stânga și în dreapta și ai să vezi de unde vine darul lui Dumnezeu și câte daruri ai să primești să poți ridica acest așezământ monahal. Și iată că așa am făcut. Iar în timpul anilor, precum bine ați auzit și ați fost și prezent, mulțime de popor, că nu este loc nici în parcare, nici în vale, cât popor evlavios vine către Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu. Probabil că așa a fost menit acest loc, că fostul stareț Ioan Mazilu a avut foarte mare evlavie la Maica Domnului și propovăduia cuvântul lui Dumnezeu din turnul ăla de acolo, din chiliuța de acolo. Era donată icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului și spunea o bătrânică care a mormântat-o de 90 ceva de ani, când l-a bătut securitatea, l-a dezbrăcat, a ridicat mâinile la cer și a strigat către Maica Domnului: Maica Domnului, unde mă duci? Aici am vrut să mor. Că știți bine, poate ați auzit, l-am adus în cimitirul mănăstirii, am liniște că l-am adus acasă, să spun, și locul acesta era foarte căutat de pelerini de credincioși. Și iată și în zilele noastre, Maica Domnului face în așa fel, că-i sărbătoare, că-i duminica, să fie precum la hramuri. Ei, până la urmă, Maica Domnului aduce bunul Dumnezeu și vine lumea blavioasă, știți că acum mai sunt care vin și din auzite, excursii sau pelerinaje, dar foarte mulți vin pentru suflet. Se vede lucru că au trăire și vin spre Maica Domnului implorând mila și fiecare vine cu cererea, cu necazurile, cu suferințele de acasă, trimiși de cei care sunt acasă bolnavi. Nu ne lăsa, Maicuța, să... Așa de curg hramurile Sfintei noastre mănăstiri, acum am ridicat această frumoasă catedrală cu numea Prefericitul când am făcut prima vizită după înscăunarea Prefericirii sale. Catedrala, mă refer la Biserica Nouă. Am patru sfinte altare. Deci atât de la un monument istoric când ne slujeam afară, neavând unde sluji, milostivul Dumnezeu ne-a ajutat și a ridicat patru sfinte altare. Nașterea Maicii Domnului, monumentul istoric, acoperământul Maicii Domnului, Biserica Nouă, Paraclisul Bisericii Noi, cei doi mari sfinți, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Preacuvioșul Nicodim cel Sfânt la Tismana, apoi izvorul tămăduirii, altarul de vară, urmat de drumul crucii, care a luat o mare amploare, săvârșind pe 14 septembrie drumul crucii.
Ei, în trecut dormeam prin o gradă, pelerinii n-aveam unde să ne plecăm capetele. Ei, și acum, bineînțeles că nu facem față, chiar dacă avem noi spațiu de 500 de locuri de cazare, dar așa lucrează Dumnezeu, mai tot timpul să fie foarte mult popor. Am trecut prin foarte multe încercări, prin foc, prin accidente. Prima dată la Mănăstirea Hadâmbu am ajuns în anul 1998, într-o primăvară ca acum. Drumurile erau complet desfundate, se împingea la mașini ca să se poată ajunge până la mănăstire. Lume venea foarte mult și atunci, ca și acum de altfel. Locul era cu totul special și probabil că asta atrăgea lumea. Atunci am ajuns împreună cu părinții mei și am venit să facem o vizită la Mănăstirea Hadâmbu. Auzisem de la cunoscuți și am venit să vedem cu ochii noștri ceea ce se întâmplă de fapt aici. Ne-am închinat într-adevăr la Sfânta Icoană. Totul a fost ca atunci când pășești într-un loc sfânt, într-un loc curat, într-un loc frumos, într-un loc special. Revenind ulterior, după a doua, a treia săptămână, tot am văzut lucruri speciale făcându-se de la săptămână la săptămână. Ori lucrul acesta ne-a făcut să venim mai des. Ulterior am venit împreună cu soția mea la mănăstire. Părintele Stareț ne-a primit să ne spovedească și de aproximativ 20 de ani suntem ucenicii Părintelui Stareț. Toate rugăciunile Sfinției sale ne-au ajutat foarte mult în toate momentele importante ale vieții noastre. Am simțit rugăciunea și ajutorul Părintelui în toată creșterea noastră duhovnicească, dar nu numai. Părintele ne-a susținut din toate punctele de vedere, inclusiv cu sfaturi, și am simțit întotdeauna puterea rugăciunii Părintelui Stareț. Spuneam că Părintele ne-a ajutat și am simțit tot ajutorul, nu doar cer spiritual prin rugăciune. Întotdeauna când am avut nevoie de o binecuvântare, l-am sunat pe Părintele, ne-a binecuvântat întotdeauna călătoriile pentru toate lucrurile, pentru tot începutul pe care l-am făcut, atât în cursele exterioare pe care le fac, cât și la plecarea în concedii, la toate lucrurile care au avut o însemnătate în familia noastră. Pentru mine acest loc este un loc sfințit care vin cu părinții mei foarte des. Când intru în biserică, parcă mă simt mai sfințit și mult mai ajutat de Maica Domnului. Părintele Stareț este foarte apropiat de mine atunci când eu am nevoie. Când plângeai sub cruce, mai când durerea te și lumea toată. Nu lăsa, măicuță, să pierdeiale, că noi suntem vii lacrimilor tale. Nu lăsa, este atosul nostru românesc. Venim de peste 25 de ani la această sfântă mănăstire, cu mic, cu mare, cu tânăr, cu bătrân, chiar dacă erau vremuri grele, împreună cu cei de la conducerea orașului, de la primărie, împreună cu toți cei care o iubesc pe Maica Domnului, ne-am îndreptat pașii când aici era numai mănăstirea veche, mănăstirea nouă era numai zidită
Și astăzi ne bucurăm că a prosperat, că avem lucruri atât de frumoase de văzut și ne găsim pacea și liniștea în acest colțișor de rai. Ca Domnul este mama noastră, tot puternică și un exemplu pentru toate mamele, pentru tot ce înseamnă femeie în lumea aceasta. Venim de peste 25 de ani aici la Maicuța Domnului să o cinstim, că ea ne ajută întotdeauna la ce ne aflăm și în ispită și în tăietie și ne ridică. Tot iconile Maicii Domnului făcătoare de minuni, dar parcă ca astea aici la Dâmbuz mai făcătoare de minuni. Eu am fost pe timpul când am văzut, când o plâns icoana Maicii Domnului în 2003, pe noaptea la ora 12, când s-au început rugăciunile de noapte. Era plină curtea și a început să plângă Maica Domnului cu el. Și de atunci am venit mai des. Și multă lume și-a găsit vindecarea a sufletului, a trupului, că astea sunt principalul. Și trebuie să ne rugăm într-una, că dacă nu ne-am ruga, la Maicuța Domnului ne-a pierde. Să nu ne dușmănim, să nu se ură între noi, asta-i. Și acum când văd că ce-o făcut Maicuța Domnului, am venit când a fost părintele stareț în căruț, eu am avut accidentul, vai ce am plâns și tot. Și uitați că Maicuța Domnului acum a făcut ăsta niște minuni. Nici nu-mi vine să cred ochilor, nu-s vrelnică să mulțumesc Maicuții Domnului. Ce minuni a făcut pentru noi păcătoși, Doamne ajută-ne, Doamne. Ce simțiți când ajungeți la Sfânta Aici Icoană? Aici mâncar sufletește când vin. Atâta mâncar, că atâta energie primesc. Vă dați seama de când am venit, că am făcut parastaj după morți, am făcut mâncare, am adus la grup, am dat tot. Și o săptămână am lucrat zi și noapte, dar nu m-am simțit așa obosită, în liniște, așa o liniște sufletească. Ai, Doamne! Te rugăm, auzi-ne și pe noi nevrednici păcătoși, care îndrăznim să venim cu toată evlavia, umilința către tine, ca să te rogi prea bunului Dumnezeu ca și nouă să ne ajute cu mila, cu îndurările sale, prin rugăciunile tale, să mergem pe calea cea sfântă a poruncilor lui și din toată inima, să ne silim a lucra cele bune spre folosul sufletelor noastre. Probabil că rugăciunea credincioșilor și a fiilor mei duhovnicești mă ține în acest loc și evlavia care am avut-o și am de mic copil la Maica Domnului. Dar să nu treacă nimeni prin ce am trecut. E foarte ușor să judeci un om. E foarte ușor, e greu să-l înțelegi pe acel om. Deci, până la urmă, am luat-o de la lingură și stracănă, ca cei doi tineri când se căsătoresc și n-au nimic. Așa am luat eu chiliuța aia de acolo și Hristos din cer știe prin ce am trecut eu timp de 32 de ani. Până la urmă, dacă ne uităm bine, noi arăta doar atât, cetatea asta am găsit-o. Acest muzeu, acum e muzeu, era doar o grotă cu pământ până sus, am descoperit în interior, am scos pământul, am găsit niște arce în stil gotic, unde în trecut probabil că monahii își aveau trapeza și cuptorul i-a făcut pâine aici. Și l-am refăcut în muzeu, apoi a ridicat căsuța aceea, aici ploua, era acoperișul ars, încet, încet, am readus cât de cât la lumină. Așa am început opera Hadâmbului. Nu era nimic, nimic, decât doar acest zid, vă închipuiți. N-aș vrea să supăr pe nimeni că evlavia mea, de când am intrat în viața monahală, dragi mi-a fost ierarhie. Ierarhul, pentru mine, Hristos, Dumnezeu, așa consider eu. Și consider un dar divin al Dumnezeu când am ocazia și binecuvântarea să avem o slujbă arhierească. Ori pe timpul acela, dacă nu era, să spunem că slujbe arhierești, cu tot respectul, n-am avut peste 20 de ani slujbe arhierești. Și Dumnezeu m-a blagoslovit cu slujbe arhierești, din unii mai știu numărul. Pe care a sărit-o dreapta ta, te o desăvârșește pre ea. Și pentru mine am zis că este o încununare a muncii destoinice mici obști, să spun. În timpul în alt presensul primen, Dumnezeu să-l odihnească, nu era timpul cum sunt acum. În alt presensul calinic, mi-a fost duhovnic la Putna,
și fiind și la Muzeul de Ascultare, preasfințitul înaltul fiind ghidul Mănăstirii Putna, a venit la Iași și atunci am avut slujbe arherești, începând de la când a venit înalt preasfințitul, să recunosc că trebuie să-i mulțumesc înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, primul cuvânt care l-a spus la Sfințirea Bisericii Noi, ai avut vreo slujbă arherească la Hadâmbu? Zic, niciodată. Și a rămas uimit și a zis că de astăzi înainte avea arhiereu la toate hramurile mănăstirii. Și trebuie să recunosc că în alt preasfințitul Calenic, care de altfel mi-a fost și arhitectul locului, că aș avea păcat dacă n-aș recunoaște că a fost arhitectul locului, mi-a fost aproape, m-a îndrumat, povățuit și, bine, dacă nu era în alt preasfințitul, că fiecare dintre noi avem nevoie de un număr, știți? Și mă plângeam zi noapte. Și era timpul când în miezul nopții venea și-mi da înălțimea la un turn sau la... Dar vreau să vă spun că trec la ascultarea sacră. Dacă eu nu făceam ascultare de arhiereu și nu făceam totul cu ascultare, nu era blagoslovenia Maicii Domnului. Nici prezența lui Dumnezeu Divină, care este și astăzi, se vede lucrarea lui Dumnezeu după 32 de ani acest loc părăsit și a nimănui cum arată mănăstirea Hadâmbu. Cât voi trăi pe pământ, în primul rând să-i mulțumesc Maicii Domnului că m-a adus aici, apoi un alt preasfințit opimen, Dumnezeu să-l ierte, că m-a pus aici, a avut încredere, să spunem, mine nevrednicul, și în ultimul rând, în alt preasfințit Calenic, care ne-a fost aproape, a plecat în altul, Calenic, mi l-a adus pe Maica Domnului pe preasfințit Nechifor. Dar bucuria mea este și îmi este în suflet și inimă preasfințit Nechifor, de fiecare dată când am avut nevoie, nu de acum, de când a fost exarh, n-am făcut nimic fără să-l întreb pe preasfințitul Nechipul când era exarh, tot timpul cu blagoslovenie, chiar și până la vicov, dacă mă duceam la un binecuvântare de la Părinte Exarh Nechifor, care îi mulțumesc Maicii Domnului pe această cale că îl avem vlădică, ierarhul nostru, și trebuie să recunosc că îmi este drag. Și vedeți că Dumnezeu nu m-a lăsat până la urmă. Și tot ce s-a făcut aici trebuie să aduc slavă lui Dumnezeu. Mă simt nevrednic. Părintele Stare ce a îndemnat mereu fiii duhovnicești spre fapta cea bună, care au contribuit la ridicarea ansamblurilor parohiale și a așezămintilor sociale filantropice, organizând numeroase acte de binefacere pentru cei nevoiași. În 1995 am început construcția Bisericii Noi de la Ipatele. Ar fi trebuit ca duminică să sfințăm locul pentru biserică, iar eu nu prea mai avusesem la spovedanie de pe la cununii. Și atunci am decis că am venit noaptea pe la 11 la Părintele Stareț, am stat cu dânsul de vorbă despre spovedanie și despre ce trebuie făcut pentru așa ceva. I-am povestit că încep o biserică nouă. Și atunci, pe la 1, părintele o decis că poate să mă spovedească. M-am spovedit. După aia, a doua zi, a avut loc sfințirea locului pentru biserică. Ulterior, în 2005, a avut loc sfințirea. Deci am început prin 95, am terminat prin 2005, biserica nouă cu hramul Adorimirea Maicii Domnului de la Ipatele. Părintele a fost permanent alături de mine și de noi și de sat și de comună și de comunitate. În permanență a fost cel care ne-a îndrumat și ne-a învățat să fim aproape de biserică, să nu uităm cărarea spre biserică și să fim într-o relație bună cu parohii din comunitate. Am început atunci să facem mici reparații pe la bisericile vechi, am început atunci să construcțiile pentru case parohiale, pentru preoți, că nu aveau și stăteau cu chirii. Deci am început un program destul de bogat. Am avut o perioadă care mie mi se pare cea mai frumoasă din viață, de vreo 15 ani de zile, care are legătură cu faptul că pe atunci nu aveam condițiile la mănăstire pe care le avem acum. Dormeam pe scaune, mai dormeam printr-un colț, mai dormeam prin biserică, mai dormeam pe jos, așa, dar eram prezenți aici de sâmbătă după masă și până
duminică după masă. Eram prezență în permanență și eram alături de părintele. M-a impresionat în permanență, în primul rând, corectitudinea lui părintele. Faptul că de fiecare dată când spunea o oră sau o anumită activitate, niciodată nu se abătea de la ea. M-a impresionat faptul că aici, într-un loc izolat, într-un loc uitat de lume, întotdeauna era ordine, curățenie și disciplină. Modul de lucru cu părinții, cu cei care intrau în contact cu mănăstirea, era un mod deosebit, neîntâlnit până atunci față în zona noastră. Apoi, faptul că părintele vine din Bucovina reprezintă un lucru, și-o reprezentat și reprezintă și în continuare un lucru extraordinar. Dragostea de muncă, curățenia, ordinea și disciplina au reușit să o impună aici, în zonă unde aici lumea era cam îndepărtată și de biserică, îndepărtată și de ce aici înseamnă muncă, curățenie și așa mai departe. Am apreciat și faptul că întotdeauna a respectat banul văduvii, banul celui care a contribuit și întotdeauna a făcut cu el ce și câteodată nou nu ne venea crede că cu un leu poți să faci lucruri deosebite. Adică leul și el a dat de văduvă, întotdeauna el a fost înmulțit și făcut de așa natură încât cu el s-au făcut aceste lucruri deosebite. N-au fost aici oameni care să fie avut bogați sau cum să le spunem noi. Aici banul văduvii a fost respectat întotdeauna și tot și s-a dat la slujba de duminică, la următoarea slujbă s-a văzut rezultatul. Prin asta cred că excelează părintele, prin asta excelează mănăstirea, prin faptul că banul adus aici întotdeauna a fost investit așa cum trebuie. Printre multe lucruri pe care le-am învățat sau printre multe sfaturi pe care le-am primit de la părintele, unul a fost cel legat de faptul că continuam să lucrez în zilele de sărbătoare, dar se întâmpla că de fiecare dată când dădeam la cel puțin în perioada de recoltare, dădeam o combină sau ceva la cineva să lucreze, întotdeauna pornești, după un kilometru începe să ploaie, să bureze. După care am decis că nu mai este cazul să mai lucrez în zi de sărbătoare și rezultatele s-au văzut. Stăteam mai mult în zilele de lucru. În 2015 am avut o urmat mai mulți ani cu perioada de seștă, dar în 2015 a fost o seștă mai puternică, vreo 2 luni de zile în primăvară, în martie, n-am avut ploaie aproape deloc. În 2015 am făcut o slujbă pentru ploaie, un izvor acolo la intrare între sediile fermilor. În 2015, icoana făcătoare de minune de la Hadâmbu nu călcase pe teritoriul comunii. Eram cu lumea adunată acolo la intrare în comună, cu 500 de oameni, alții veneau pe drum și la un moment dat au început să picure. Și le-am spus oamenilor, zic, icoana a trecut hotarul dintre comuna Șcheia și comuna Ipatele. Exact în momentul în care o trecut și a intrat pe teritoriul comunei, în momentul ăla a început să picuri și a început să plouă cu intensitate mai mare. A urmat slujba, noaptea și următoarele zile am avut ploaie atât cât ne-a trebuit. Ne-a plouat chiar și zonal pe comună, iar în comunele limitrofe nu a atins ploaia deloc. Și de atunci, în fiecare an, icoana ajunge la Ipatele, facem o sărbătoare care în fiecare an aproape se potrivește cu perioadele care sunt lipsite de ploi.
Aș spune și eu că și noi ne întâlnim în fiecare an, deci cel puțin din 93, de când am început să vin la mănăstire, aproape în fiecare an, în perioada lui 20-25 martie, ne întâlnim aici toți și apropiați cu părintele și de fiecare dată am sărbătorit aniversarea a 10, 20, așa mai departe. Acum este un moment deosebit, este un moment înălțător. Părintele la ora asta este de o maturitate deosebită. Eu îi doresc multă sănătate, să-i doresc ca în continuare să facă exact ce și-au făcut și până acum. La îndemnul dumnealui am reușit să începem și o biserică în comuna Mironeasa, care este acum la pictură. Impulsul dat de Părintele Stareț, cuvintele bune, în susținerea, s-au făcut lucruri frumoase care zi de zi, când suntem liberi și sărbătoarea, participăm la slujbă cu drag aici, unde ne încărcăm cu o putere pentru iară încă o săptămână de lucru. Mulțumim tare mult Părintelui Stareț. Este un îndrumător pentru toți preoții din jur, pentru toată lumea, pentru toți copiii, susține la sărbătorile de anul nou, de Paști, cu daruri, atât pentru copii cât și pentru oamenii nevoiași. Îi urez părintelui mulți ani să ajungă la adânci bătrânețe și să ne păstorească până când noi nu mai fi. Copiii mei cunoaște de mititei, cel mai mic când am ajuns aici. Băiatul avea 3 ani și jumătate, celălalt e mai măruț, un pic până la 10-12 ani. Părintele a participat la cununia copiilor noștri, la cununia noastră de aur, la 50 de ani de căsătorie. Un impuls dat copiilor noștri, tot Părintele Stareț. O sărbătoare frumoasă care am rămas plăcut surprinsă eu. Pe 23 septembrie 2007, Preafericitul Părinte Daniel, pe atunci patriarh ales al Bisericii Ortodoxe Române, a asistat la Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoți la Mănăstirea Hadâmbu. Preafericirea sa a felicitat obștea pentru rodnica îmbinare între ridicarea Bisericii din zid și a Bisericii din sufletele credincioșilor. Noi dorim ca această obște, care are realizări foarte frumoase, să continue în duhul acestei înnoiri înfrumusețarea sufletelor prin slujbele care se fac aici, prin sfaturile bune care se dau, prin antrenarea credincioșilor în ajutorarea celor săraci. Doresc să vă felicit și pentru faptul că ați îmbinat grija pentru zidirea bisericii din Cărămidă cu zidirea sufletelor oamenilor prin rugăciune și prin filantropie. Pe 8 septembrie 2008, în al Preasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, a sfințit Biserica Acoperământul Maicii Domnului a Mănăstirii Hadâmbu. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a felicitat obștea Mănăstirii Hadâmbu și pe toți cei ce au contribuit la zidirea, pictarea și dotarea acestei frumoase biserici. Pe 11 octombrie 2009, în contextul împlinirii a 350 de ani de existență ai Mănăstirii Hadâmbu, înalt preasfințitul Teofan, împreună cu înalt preasfințitul Părinte Calinic și cu preasfințitul Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a sfințit altarul Bisericii Nașterea Maicii Domnului. Pe 1 octombrie 2010, înalt preasfințitul Părinte Calinic, împreună cu înalt preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, au sfințit chilia Sfântului Ioan Botezătorul. Aceasta a fost primul adăpost al arhimandritului Nicod din Gheorghiță când a ajuns în dealul mare. În chilie se află icoana făcătoare de minuni a Sfântului Ioan Botezătorul. Pe 5 iunie 2011, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, împreună cu un sobor de ierarh, preoți și diaconi, a sfințit pictura Bisericii Nașterea Maicii Domnului a Mănăstirii Hadâmbu. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a remarcat la finalul slujbei frumusețea veșmântului de pictură al vechiului sfânt locaș de la Mănăstirea Hadâmbu, care va fi izvor de odihnă pentru părinții care se vor ruga aici departe de tumultul lumii. Pe 14 septembrie 2011, în ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci, înalt preasfințitul Calinic și înalt preasfințitul Ioachim, după Sfânta Liturghie, au sfințit cele 14 troițe de pe drumul crucii.
în prezența a mii de pelerini. În al preasfințitul Calinic și în al preasfințitul Ioachim au sfințit pe 10 mai 2013 altarul de vară Izvorul Tămăduirii, iar pe 14 septembrie același an au sfințit monumentul Maica Domnului Ocrotitoare României din parcarea mănăstirii. Tot în anul 2013, pe 10 iunie, la mănăstirea Hadâmbu a fost oficiată Sfânta Liturghie de către preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcopicar patriarhal. Pe 8 septembrie 2013, cu prilejul sărbării hramului în al preasfințitul Teofan, a sfințit foișorul de protocol Sfântul Ioan Evanghelistul. Un alt moment important a fost sfințirea porții Bucuria Crucii, situată la începutul drumului Crucii. Slujba a fost oficiată de Părintele Arhiepiscop Calinic împreună cu Părintele Arhiepiscop Ioachim pe 14 septembrie 2014. Pe 13 octombrie 2019, în al preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, alături de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, a sfințit așezământul social caritabil Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv. Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, alături de un sobor de preoți, a sfințit pe 23 august 2021 cele 13 clopote ale noii clopotnițe așezării monahale din Dealul Mare. Prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat pentru prima dată Sfânta Liturghie la Mănăstirea Hadâmbu pe 13 martie 2021. Pe 8 septembrie 2022, în al preasfințitul Părinte Teofan, alături de un sobor de preoți și diaconi, a sfințit noua clopotniță a Mănăstirii Hadâmbu. Spre rugăciunea mea, smeritului și nevrednicului slujitorului tău, și trimite harul preasfântului tău Duh peste unde lemnul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea locului acesta, prin harul preasfântului și de viață făcătorului Duh, prin stropire cu apă sfințit. Mulțumim, Părinte Nicodim, și tuturor celor care ați ajutat să se împlinească această minunată lucrare. Mergem puțin să o și vizităm, Părinte, să vedem acolo ce minuni mai sunt și pe din lăuntru. Cele din afară sunt evidente. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Am marea bucurie și chiar onoarea să fi participat la sfințirea clopotniței de la Mănăstirea Hadâmbu. O mănăstire în care eu de ani de zile îmi găsesc pacea și liniștea sufletească și pentru mine este un colțișor de rai. Este atât de frumos și atâta liniște aici că întotdeauna când plec de aici, plec cu o stare sufletească foarte bună. Vin aici să mă închin la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, care îmi dă putere și care m-a ajutat foarte mult. Am întâlnit aici foarte mulți pelerini din toate colțurile țării, care vin chemați de o dragoste sfântă de acest loc. Aș vrea să mai spun că sunt mândră că Părintele Stares Nicodim Gheorghiță a realizat aici o minune, pot să spun. Fiind amândoi din Vicovul de Sus. Și este atât de frumos să ajungi în acest loc, să vezi ce poate să facă Maica Domnului, cu ajutorul Maicii Domnului a înfăptuit acest loc minunat, cu ajutorul fiilor duhovnicești care sunt aproape de Părintele Stareț și cu acordul și cu ajutorul lor. Am făptuit aici un lucru minunat
și vă îndemn să veniți să vizitați acest loc de mare încărcătură duhovnicească. Dragi creștini, fără credință și fără ajutor de la Maica Domnului, nu putem face aproape nimic în viață. Este minunat și este pentru toată lumea de mare ajutor rugăciunea și rugăciunea la prea bună Maica Domnului. Vă îndemn să vizitați acest loc minunat, nu știu cum să spun, un loc de poveste, poate. Atâta ordine și atâta curățenie rar se întâlnește pe la mănăstiri în țară. Și vreau să mai spun că rugăciunea la Maica Domnului este grabnic ajutătoare. Eu mulțumesc bunului Dumnezeu că am ajuns aici, că a îngăduit Maica Domnului să ajung în acest loc și să mă închin și să mă rog și simt ajutorul Maicii Domnului. Îi mulțumesc Părintelui Stareț pentru tot ce a făcut aici și bunul Dumnezeu să-i dea sănătate și putere și răbdare să ducă mai departe tot ce a făcut aici și să fie sănătos, să trăiască mulți ani în bucurii sfinte alături de fii duhovnicești și de această obște a mănăstirii, obște de călugări destoinici care au înfăptuit tot ce este aici frumos. Mulțumesc bunului Dumnezeu și Maicii Domnului că mi-a rânduit să ajung aici și să mă bucur și să am binecuvântare ca să mă pot închina în acest loc minunat. În timpul slujirii ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, înalt preasfințitul Părinte Calinic a săvârșit aproape 100 de slujbe arhierești la Mănăstirea Hadâmbu. Întrucât a supravegheat toate lucrările de amploare întreprinse la așezământul monastic, înalt preasfinția sa a efectuat aici sute de vizite pastorale. Mănăstirea Hadâmbu a fost vizitată în ultimii ani de mai mulți ierarhi din țară și din străinătate, cu toții apreciind lucrarea duhovnicească a acestui așezământ monastic. Între viețuitorii care s-au remarcat în așezarea monahală din Dealul Mare în ultimii ani s-a numărat schimonahul Serafim Bozariu. A fost iubit și căutat de oamenii încercați de greutățile vieții și s-a remarcat prin simplitate și prin smerenie. A plecat la Domnul pe 4 decembrie 2018 la vârsta de 93 de ani. Nu faci nimeni ce vrea el decât ce este dat de sus. Rânduiala de sus este venită, nu din noi de jos. Eu un an de zile m-am rugat la Maicuța Domnului să mă ales în lume, să-mi cresc copiii. Nu s-a putut. Am construit un cavou acolo la Valea Lupului. De acolo s-a început lupta pentru a veni la mănăstire. Sfântul Arhanghel Mihail mi-a spus prin vis că îți faci cavou, fă-ți. Dacă n-ai să te întrebi cineva că îți faci cavou, să spui că îmi fac, dar nu-mi trebuie. Nu mi-am dat seama ce se mai poate întâmpla. De asta vă spun că este rânduit de sus totul. La 5-6 ani de zile am visat că mă ducem și-l fac curat. Și într-o parte și în alta am văzut doi călugări. Și eu i-am întrebat, nu mai era crucea acolo și nici capacul de pe cavou. I-am întrebat, de unde e crucea și capacul de aici? Ei au spus, zice, noi i-am dus în costul cimitirului. Când zice, Mântuitorul nu s-o răstegi pe cruce de beton și nici de fier, pe cruce de lemn. Și ți-aduce aminte când ți-am spus eu, noi, că nu ți-i locul tău aici și degeaba îl faci, locul tău în seara asta, să arătăm unde trebuie să pleci. Este adevărat, mi-a arătat la Mănăstirea Hadâmbu. Și-a durat asta aproape un an. Tot mă rugam să mă ales în lume, să mă ales în lume. Și am spus că nimic nu mai trebuie pe pământul ăsta.
Și m-am dus acasă, nu ne mai trebuie nimic. M-am dus acasă și i-am spus, scumpii meu sfinți, plec la mănăstire. Eu am fost de 10 ori în cer. Eu am știut când au luat foc la noi cu două zile înainte, mi-a spus Mântuitorul, vezi că ai să ai foc. Prima zi a trecut cum a trecut, a doua zi am plâns toată ziua și mă uitam pe cer, viu unii scumpul meu Mântuitor, va veni focul. Și a venit focul, cum a pruncit el. Dar scumpul, la noi mari minuni s-au făcut în mănăstirea noastră, foarte mari. Când aveți pentru Părintele Stareț? Dar este el om foarte aproape de Sfânt. Atâtea lucrări, atâtea... Câte fapte pune face el, nu le poate face nimeni. El este văzut de Mântuitorul, este, dar eu nu-i spun lui niciodată nimica. Că mi-i frică că nu îmi spune Sfinții să nu-i spun, dar l-am văzut cu Sfinții, mergând, l-am văzut. N-ai voie să ieși din casă, până ce nu faci cu ce spui, ai zis cu mine. Ai zis cu mine, nu vă mai spun. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță s-a remarcat în ultimii ani de slujire la Mănăstirea Hadâmbu prin hărnicie jertfelnică și prin opera social-filantropică. Sute de mii de pelerini au primit de-a lungul celor peste 3 decenii cazare și masă pe lângă binecuvântările revărsate de icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului. La acestea se adaugă mesele oferite în așezămintele de ocrotire socială din județele Iași și Suceava, dar și dincolo de Prut. An de an, peste 1000 de copii săraci primesc în ajunul sărbătorii nașterii Domnului dulciuri, îmbrăcăminte și încălțăminte, iar oamenii nevoiași alimente și sprijin financiar, la Paști, la Crăciun și pe toată perioada anului. Părintele Stareț Nicodim Gheorghiță a sprijinit construirea de biserici, case sociale, clopotnițe și locuințe ale oamenilor sărmani din mai multe parohii din județul Iași și din Basarabia. Din anul 2020 au oferit pelerinaje gratuite copiilor și credincioșilor fără posibilități materiale pentru a le da posibilitatea să ajungă la Maștele Sfântei Cuvioase Parascheva din Catedrala Mitropolitană din Iași, la Mănăstirea Hadâmbu și la alte mănăstiri din cetatea Iașilor. Știm că Părintele este numai inimă și în acest volum a inimii frăției sale care n-are margini ne cuprinde și pe noi basarabenii. Îi mulțumim pentru tot darul lui, pentru dragostea lui. Știu că iubește mult Basarabia, știu că ține mult la basarabeni și rugăm pe Dumnezeu să-l țină cu sănătate. Am îmbătrânit, iată că spun am îmbătrânit. Am la vârsta de 26 de ani. Acum mă apropii pe 29 aprilie, nu-i prea bine dispus, dar de 57 de ani și uite cum se așează toate. Am îmbătrânit aici, în locul acesta, împreună cu mulți credincioși care îi văd și în zilele noastre, care au îmbătrânit împreună cu mine, care să spun că sunt mai tot timpul prezent și aproape de mănăstirea noastră. Îi mulțumesc oștii, în primul rând, dar nu în ultimul rând, cum spunea bine în alt preasfințul calinic, bucură-te că ți-a dat Dumnezeu o a doua obște. Care sunt acea a doua obște? Că nu i-am dat seama bine. Zice că fii duhovnicești. Ucenicii mănăstirii te va ajuta, te va ridica, te va susține și vei ridica lucruri frumoase. Și iată că i-am până în zilele noastre, de peste 32 de ani, care se spovedesc la mine și care tot greu, să spun, ne-a luat din cruce și din greul care l-am avut, mă refer la șantierile care le-am avut și nu ușoare a fost. Îi mâna lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu să faci în așa timp atâtea lucrări, numai blagoslovenia lui Dumnezeu a Maicii Domnului a fost în acest loc sacru. Alo! Hey!
Curate, numai cu ceva frumos, numai cu un suflet plin de bucurie. Recent am avut fericită ocazie să-l cunosc pe starețul de la Mănăstirea Hădâmbu. Toate istorioarele dumnealui m-au impresionat foarte mult când am auzit prin ce a trecut dumnealui și cum s-a ajuns la ce avem la ziua de azi. De atât am zis că cât mai repede și în timpul cât mai apropiat vreau și eu să văd aceste locuri sfinte și Dumnezeu ne-a ajutat. Am venit aici ieri noaptea prin pădure, aveam o careva frică, nu cunoșteam drumul, dar Domnul ne-a luminat, am ajuns astăzi tot așa. Este o aură foarte pozitivă, este o atmosferă într-adevăr duhovnicească și ne întoarcem acasă cu inimile pline de Harul lui Dumnezeu și în timpul apropiat ne întoarcem cu familia, cu copii, cu nepoți, cu prieteni, cu colegi să le arătăm această perlă duhovnicească de aici, de la Mănăstirea Hădâmbu. Și vă mulțumim că ne-ați primit foarte frumos, ne-am simțit ca acasă, ne-am simțit foarte plăcut.
Cum a fost întâlnirea cu Maica Domnului? Cred că a fost și pentru prima dată când v-ați închinat la icoana Maicii Domnului. Da, neapărat. Asta a fost pentru noi tot o mare descoperire, fiindcă auzisem despre icoana dată și ne-am rugat mult cu o sârdie pentru că face într-adevăr minuni și starețul Nicodem de la Mănăstirea Hădâmbu ne-a făcut cadou și o icoană și suntem foarte mulțumiți și să aibă un loc de cinste în casa noastră. Să vă fie de folos pelerinajul și să reveniți cu drag. Vă mulțumim din suflet. În jur la 2 săptămâni, da? În urmă, deci am aflat prin Presfințitul Antonie, episcopul de Bălți, a fost și starețul Mănăstirii Hădâmbu a fost la noi în Bălți, în Republica Moldova. Deci și s-a povestit despre Mănăstirea Hădâmbu. Foarte ne-a impresionat și ne-am pus în plan ca să ajungem și noi aici la Lăcașul Sfânt să vedem cum este, cum se fac slujbele și, în general, ce reprezintă Mănăstirea Hădâmbu. Am ajuns, vreau să vă zic, fără mari probleme, deci am făcut cunoștință cu mănăstirea, cu lăcașul acesta sfânt, deci am rămas foarte satisfăcuți de primirea, de unde ne-au cazat, am participat la slujba, spune, la 12 noaptea, am mers la slujba, am ascultat slujba, am aprins o lumânare pentru sănătatea noastră, a copiilor. Deci suntem foarte, foarte satisfăcuți și împliniți că ne-a ajutat Dumnezeu să ajungem astăzi la Mănăstirea Hădâmbu. Ce sentiment, ce emoție v-a cuprins atunci când v-ați închinat la Sfânta Icoană despre care... Știți, chiar vă zic că emoții au fost foarte, foarte mari, fiindcă posibil de ce e că totuși icoana aceasta elimină un har, da, ceva care, știți, parcă trece prin tot organismul. Și e clar că într-o așa scurt timp nu poți să ceri tot ce-ți dorești, dar în primul rând sănătate, am rugat să avem la copii, bunăstare și pace în țară și la noi în țară și în tot globul pământesc. Ce gând aveți pentru Părintele Stareț? Dar nici nu știu cum să vă zic, într-așa un timp scurt, am zicem, și din niște ruini o transformat într-așa o minune, hai să zic, chiar nu greșesc, spun o minune. M-am uitat chiar în Facebook pe cum arăta cândva ruinile acestei mănăstiri și cum e acum, într-adevăr e o minune a lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu i-a dat harul cel ca dânsul să reînvie și să mănăstirea aceasta care aduce un mare folos pentru populația din jur, din România și cred că și de peste hotarele ei. Da. Vreau să spun că și vreau ca să doresc Părintele Stareț să aibă sănătate, să-și îndeplinească toate dorințele care le are, să-i ajute bunul Dumnezeu și să realizeze dorințele. Au venit, Maicuța, să-i...